Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Sunt un cetățean al României care sunt pe teritoriul Republicii Moldovei și am fost bătut, tâlhărit, furat bani, telefon mobil și ajuns în spitalul de urgență cu 3 coaste rupte. Aurel Giușca este din Vaslui, România. Bărbatul de 41 de ani povestește că în 2018 era la muncă în Italia. Acolo a întâlnit-o pe Maria Tracevski, o moldoveancă din Durlești. Împreună ne-am văzut, ne-am plăcut, am luat-o ca pe o joacă, dar vedeți că a devenit o familie normală și copii. De 3 ani, Aurel și Maria s-au mutat cu traiul în Durlești, iar acum 6 luni au devenit părinți pentru a doua oară. Sperăm și tragem în nădejde dacă o să meargă totul ok și o să fie bine. O să oficializăm și căsătoria de care dorește și dumneavoastră. Totuși, o umbră se așează peste acest tablou frumos. Aurel se plânge că trecutul Mariei nu-i lasă. Bărbatul povestește cum, într-o zi de iarnă, fostul concubin al femeiei, împreună cu câțiva amici, l-au bătut crunt și l-au jefuit. De eu am continuat să mă bată rău de tot. Am rămas inconștient vreo 10 minute. Eu am simțit când el mi-a băgat mâna în buzunar și mi-a luat iPhone 7 și cu 5.000 de lei în portofel, cu tot cu acte. Nici până astăzi, Aurel zice că nu a înțeles pentru ce fostul iubit al Mariei a procedat așa cu el. Totuși, bărbatul are o bănuială. Că vreau să aflu adevărul și, în primul rând, vreau să se facă dreptate în cazul ăsta. Sunt și amenințat, am și înregistrări care este dovadă că mă taie, mă duce în pădure. Astăzi, Aurel Giușca vine în platoul nostru ca să afle adevărul. Unde era iubita lui când el era bătut fără milă? Și pentru ce femeia s-a întâlnit cu presupusul agresor chiar cu câteva ore înainte de incident? Va accepta oare Maria Tracevski, de dragul concubinului ei, să ajungă în fața expertului poligraf? Aflați în ediția din această seară. Aurel Giușca a venit în platoul nostru ca să afle adevărul. Nu știe exact de ce a fost bătut, dar are o bănuială despre care ne va spune chiar acum. Bună seara, Aurel. Bună seara. Bine ai venit la noi și din start te întreb care este bănuiala ta despre această bătaie pe care bănuiala mea este de către plus minus, cred că, fosta mea concubină, concubina mea. Fosta sau? Concubina, în prezent. Și să mai fie ceva prieteni adăugătoare, chiar idee nu am. Dar ca să înțeleg, tu crezi, sau bănuiești mai exact, că ea l-a pus la cale pe fostul ei concubin să te bată? Ce motive ar avea? Motive, nu știu, posibil motive ar fi, dar nu știu și de asta vreau să aflu. Care ar fi motivele dintre care am luat? Dar de ce atunci o bănuiești? De ce pe ea? Pentru că ea are un copil cu dumnealui. Are un copil. Așa, și, dar și cu tine are doi. Da. De ce nu te pune pe tine să îl bați pe fostul? Problema este că el a mai fost odată acolo, a venit băut și a încercat motive de ceartă, dar nu a avut posibilitatea să... Nu i le-ai dat aceste motive? Da, plus de asta mai era și niște cunoștințe, neamuri la noi acolo și nu a putut să facă absolut nimic. El și cu intenția asta a mai fost odată acum vreo 3 ani de zile. Nu crezi că, de fapt, iubita ta nu are nimic cu această bătaie, dar el ar fi gelos, poate ar vrea să vă strice relația vouă ca să o întoarcă pe femeie? Nu cred, deoarece în 4 ani de zile de când sunt cu ea, în primul rând, dacă are un copil cu ea, pur și simplu nu a ajutat măcar copilul ăla să ia ceva din călțat, din îmbrăcat și așa mai departe. Asta am suportat eu, totul suport. Dacă era ceva ca să fie... Dar pe ea, de ce? Ce motive ai să o bănuiești că ar fi pus la cale această bătaie? Aș avea motive să o bănuiesc pe ea pentru că ea mai ținea legătura cu el pe ascuns. Și am tras concluzie că din certurile și neajunsurile care le aveam noi acasă, că se mai întâmplă la ca la orice casă, posibil să fie luat legătura cu dumnealui și să-i explici ce și cum. Să te educe pe tine. Da, să te posibil să-mi dea o lecție ceva. Dar dacă era să-mi dea o lecție, trebuia să vină ca de la bărbat la bărbat, să putem să vorbim între patru ochi, să fie totul ok. Dar așa eu nu văd rostul.
Povestește-ne, te rog, cum ai fost bătut? Cum a venit el peste tine? Într-o seară a sunat concubina mea pe tatăl dumnei. Așa? L-a sunat și i-a spus, ești acasă? Da. Aurel, ce face? Aurel și-a pregătit bagajul să plece în Italia. I-a spus să facă focul, să fie cald în casă. Da, eu eram la socru acasă. Socrul meu a mers la magazin după necesitățile lui și-a luat un pachet de țigări, nu mai știu ce și-a cumpărat de la magazin, în fine. Eu, fiind afară, în coridor, fumând o țigară, după care îl văd că pe poartă intră socru împreună cu 4 persoane. Pe unul din ei era concubinul ei. L-a recunoscut? Da, pentru că l-a văzut l-am recunoscut, da. Anterior. Pe ceilalți 3 nu i-am recunoscut și nici nu-i recunosc. Dar eram împreună cu el. Și cum ți i-au prezentat? Au intrat până la scări. Uh-huh. Bună seara, bună seara. Și l-a întrebat pe socru. Ce, Maria unde este? Maria nu este acasă, este plecată la o prietenă, în vacanță. Ok. Putem să intrăm înăuntru să stăm de vorbă? Deja ție ți s-a adresat. Da, mi s-a adresat mie. Da, zic, poftim, intrați. A intrat înăuntru, a stat 10 minute, circa 10-20 de minute. Dar care a fost tema discuției? El era foarte agresiv, era foarte stresat. Era și băut? Da, băut, cred că ceva drogă. Deci mirosea alcool? Exact. Da, mirosea alcool și era foarte stresat. Avea o emoție așa în care era foarte agitat. Și încă un prieten de-a lui care stătea lângă mine. Eu stăteam cam în poziția asta, el stătea în partea stângă, celălalt stătea în partea dreaptă, unul la ușă și altul la ușă la intrare. Uh-huh. Și tu nu ai bănuit la început nimic? Ceva mi s-a... Deja... Da, ceva, o mică bănuială mi s-a... Strecurat. Da. Am zis că, mă, poate totul va fi bine. Dintre care concubinul ei... Cum la voi, tot normal? Zic, până ce, tot normal? Mm-hmm. Și prietenul lui îmi spune mie că, băi, n-ar fi mai bine să pleci, să-ți vezi de viața ta și așa mai departe. Dar zic că asta e treaba mea, nu trebuie să te bagi tu în relația mea sau ce se întâmplă în relația noastră. Ok. El a făcut în felul următor. I-a spus socrului, nu vrei să mergi până la magazin să cumperi un pachet de țigări? Și o sticlă de bere, ceva de genul, ca să mai stăm, să vorbim, să discutăm. Uh-huh. Socrul meu era puțin obosit de la servici venând. Da, a zis că merg, nicio problemă. Deci au vrut să-l scoată din casă. Da, să nu vadă el ce se va întâmpla mai departe, da, așa crezi tu. Asta e 100% că așa a fost planul lor. Și imediat ce a ieșit socrul tău, început să te bată? Nu, i-a dat niște bani. Și a trimis pe unul dintre ei. Cu socrul. Da. Și au șoptit ceva acolo să-l rețină la magazin, să-i dea o bere ceva. Asta am auzit. După ce au ieșit pe poartă, s-au asigurat că au ieșit pe poartă. Ei rămânând câți în casă? Ei trei. Trei, de ajuns. Da. A început dintr-o dată să mă lovească cu piciorul aici în față. Și după chiar aia, el? Da, concubin. El era în partea asta care m-a lovit cu piciorul aici în față și acest altul care era în partea dreaptă, cu pumnul și ăsta altul cu piciorul. După aia a venit ăla din lângă ușă, care stătea lângă ușă, m-a tras jos și a început să mă lovească foarte tare cu pumnii, picioarele, în față, în coaste. Unde au apucat? În timp ce te băteau, îți spuneau ceva? Tu ai înțeles? Ce ți reproșau? De ce au vorbea vorbi din asta... Că de ce bine, ai venit jurau. În Republica Moldova, că tu nu ești cetățean al Moldovei și așa mai departe. Eu nu puteam să zic nimic, că ei mă băteau. Că să pleci în România, că să-ți vezi de treaba ta și să lași pe Maria în pace și multe altele. Așa. Eu nu puteam să spun absolut nimic, că vă dați seama că în timp ce mă loveau cu picioarele și cu pumnii, 3 persoane. Nu eram beat, eram foarte treaz, nu puteam să mă ridic, să reacționez împotriva lor. Aurel, hai să vedem acum ce ne-ai povestit despre, ce ne-ai mai povestit despre acea seară, da. Dar și cum ai ajuns pe mâna medicilor după această bătaie. Atenție! A venit încă cu 4 persoane, era concubinul lui, și încă cu 4 persoane după dânsul.
am stat de vorbă ce am stat de vorbă, el era foarte, se mișca foarte brusc, avea niște mișcări foarte, așa, întraiurea. Eu am simțit că ceva nu e în regulă. Am venit în partea asta la altă, am luat portofelul și l-am pus în buzunar. Trei stătea cu mine în casă, unul stătea la ușă, aici la ușă, și unul la poartă. L-a trimis pe unul dintre ei la magazin cu moșneagul și ca să-l țină la magazin de vorbă, i-a servit o bere, i-a dat o bere și a stat acolo să întârzie. Ei, după ce au văzut că am plecat, după ce a plecat moșneagul, au început să mă lovească cu picioarele, cu pumnii. Am căzut jos, după care pumnii și picioarele în continuu. Vorbe din astea urâte, că te omor, că ce cauți tu Moldova, că ești cetățean străin. Nu, că eu am venit să-mi văd fata. Am scăpat să fug și m-a prins la ușă și m-a întors înapoi. Eu am continuat să mă bată rău de tot. Am rămas inconștient vreo 10 minute jos la podele, 20 de minute maxim, am rămas inconștient. Eu am simțit când el mi-a băgat mâna în buzunar și mi-a luat iPhone 7 și cu 5.000 de lei în portofel, cu tot cu acte. A venit salvarea împreună cu mascații, trupe speciale. Și am mers la spitalul de urgențe, după care am fost internat, mi s-a făcut tot felul de analize. Între timp, în platou ni s-au alăturat avocata Lilia Pascal și psihologul Gholam Ali Mohammadi Fard. Cu ei vom discuta despre problemele lui Aurel Giușca și neîncrederea pe care el o are în privința iubitei sale, Maria Tracevski. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! L-ați auzit pe eroul nostru cum ne-a povestit despre acea bătaie pe care a mâncat-o de la fostul concubin al iubitei sale. Și vreau să vă întreb dacă vă vine să credeți că nu a existat niciun motiv și că între cei doi nu ar fi fost nicio ceartă. Sau ceva ascunde, Aurel? Ei, motive întotdeauna sunt. Când mintea omului nu judecă normal, născucește motive. A căruia dintre oameni? A tuturor, cred că și a lui Aurel, și a cei care au atacat, și a concubină. Eu cred că fără motiv nimeni nu face nimic. Dar cât de obiective sunt motivele? Aici noi putem discuta că dacă motivele care au avut ei într-adevăr a fost întemeiate, a fost obiectiv sau nu. Niște prostologii care sunt născucite de obicei și vin din capul niște oameni care nu judecă, nu înțeleg practic în ce lumea trăiesc, dar eu sunt sigur că ei au motive, dar probabil subiective. Nu am auzit de la Aurel, deși l-am întrebat de câteva ori, de ce o bănuiește pe concubina lui că ar fi organizat această bătaie. Eu cred că aici e cel mai credibil moment care din ceea ce spune Aurel deocamdată. Pentru că probabil nu a văzut susținerea ei mai departe. Mm-hmm. Probabil de acolo se trage. Așa e, Aurel, da? Corect. Da. Ce spun polițiștii? L-au identificat pe atacatori? Ei mi-au cerut să rămân 2 săptămâni în Republica Moldova pentru ca să-mi facă confruntare cu dumnealor. Uh-huh. Eu ne-am spus în felul următor. Zic, eu nu am unde să trăiesc aici în Republica Moldova. Dacă concubina mea nu este acasă, eu nu pot să trăiesc la socru. Uh-huh. Că el nu vrea să mă rețină, ceva de genul ăsta. Și am luat decizia să plec peste hotare. Am fost la poliție și le-am spus exact cum este situația. Așa? Și a zis că în termenul ăsta de 2 săptămâni de zile care să-l stau... Nu ai voie să pleci. Nu am voie să plec. Așteptând un răspuns exact. Ce s-a întâmplat dacă vine persoana respectivă și așa mai departe. Nu au găsit absolut nimica. Cineva dintre ei a fost reținut pe acest dosar? Nu. Niciunul dintre ei? Nu. Dar poliția totuși a constatat, tu ai fost bătut. De cine ai fost bătut? De câți dintre ei? Ce au zis? Au constatat poliția, după ce am plecat, mi s-a adus la cunoștință, eu am dat toate semnăturile posibile ce trebuia și mi-a zis că pot să plec liniștit peste hotare. Și noi îți vom transmite ce se întâmplă pe parcurs. Și ce se întâmplă pe parcurs? Mai într-un cuvânt a spus că
ancheta lor merge mai departe și a să ajung în tribunal și după aia a fost intentat un dosar. Da, că este până un dosar în tribunal făcut. Trebuie să este făcut un dosar. Persoanele... Pe ce a fost intentat? Pe bătaia care am luat-o. Așa, și cine e vizat în acest dosar? Câți dintre ei? Unul, doi, sunt trei? Trei. Toți trei da. Sunt vizați. Am înțeles că i-a odiat, dar niciunul reținut pentru că a zis că nu este cauza lor. Adică nu m-au bătut ei, ci m-a bătut doar fostul concubin al ei. Doar atât. Și el a fost reținut? El a fost reținut, dar nu a fost reținut pentru problema mea, este reținut pentru o altă problemă, pentru furt și așa mai departe, care a fost căutat, nu știu de câți ani de zile, de poliție. Dar de ce tu afirm că ai fost bătut de toți trei, iar poliția... Afirmă doar unul. Păi pentru că erau lângă mine acolo și am văzut cine m-a lovit. Și... Nu, dar de ce n-ai întrebat la poliție? De ce e vizat doar fostul concubin? De ce și... Ceilalți doi nu sunt vizați? Respectivii doi, ceilalți doi, a spus în felul următor că ei nu m-au bătut, întrucât concubinul ei m-a bătut, el și-a luat totul asupra lui. Și cum crezi, de ce? De ce cred că aici este o mituială ceva la mijloc? Eu, jurist, are explicații. Că ei s-au înțeles. Între ei? Între ei, da. Deoarece la calificarea infracțiunii, dacă deja este o altă calificare. În situația când au participat mai multe persoane, atunci poate fi calificat, de exemplu, dacă a fost organizat de un grup de persoane și atunci pedeapsa este mai gravă. Da. Așa. Și din acest considerent ei probabil am înțeles care a fost dar, înțelegere. Eu, dacă se poate, Natalia, dar socrul tău aici a fost chemat, a dat vreo declarație, a spus, pentru că, cum am înțeles, inițial el a fost, nu? Da. Bun. Ce zice socrul tău la poliție? Acolo cu el, a fost chemat? Ce se întâmplă? A fost chemat cu mine la poliție, odată. Și i-a spus exact cum s-a întâmplat treaba. Exact ceea ce v-am povestit, eu așa o povestit și dumneavoastră. Și a povestit că el în momentul bătăii nu era da, în casă și da, nu văzuse. Da. Și atunci... dumneavoastră spuneați că și a fost bătut și el. Da. Tot atunci? Eu în timpul ăla ce am mers, după ce m-a ridicat, am început să ajung la vecina de la magazin, care am cerut să ceră telefonul mobil ca să sun la poliție. El era căzut în fața magazinului, bătut și el. Și m-am speriat, m-am panicat, nu știam cum să ridic pe el de jos. Eu de-abia puteam să merg și am intrat în magazin. El a povestit despre asta la da, poliție? Da, a spus exact. Și pe cazul lui s-a intentat un alt dosar nu, sau tu nu știi? Nu. Eu știu că tu ai făcut o expertiză medico-legală da, în Italia. Da. De ce a fost nevoie? A fost nevoie pentru ca să o am și eu la mână, că mă gândeam că păi în aici, Italia... aici ai avut o expertiză da, este, medico-legală da, făcută. De ce ai mai făcut încă una că, în Italia? Pentru că în Italia sunt laboratoare mai specializate și totuși m-am gândit la sănătatea mea și la binele meu să văd în continuare ce se poate întâmpla cu mine mai departe. Dacă o să fiu bine sau o să fiu din ce în ce mai rău. Experta noastră, Lilia Pascal, a văzut raportul de expertiză medico-legală făcut aici, în Republica Moldova. Da. Lilia, ce scrie? Expertiză ce concluzie judiciară. Medicii legiști au ajuns la concluzia că au fost, într-adevăr, vătămări grave, deoarece Aurel a suportat o traumă craniu-cerebrală închisă, cu comoție cerebrală, apoi au fost fracturate trei coaste, au fost chimoze pe tot corpul, iscorelații, pe toate, și pe, da, pe față și pe corp. Mai mult decât atât, au fost și contuzie pulmonară, deci în cumul toate aceste traume au se adus... califică drept grave, da, grave, traumatisme, da, grave. Traumatisme grave. Eu vreau să te întreb, Lilia, poate anticipez, totuși, dacă e vizat concubinul, nu și ceilalți doi, ce ar putea risca el în... De asta eu mai am întrebări. Noi nu știm acum. Noi putem să calificăm, deci codul penal ar putea califica această infracțiune ca care se încadrează perfect în articolul 151, ceea ce presupune vătămarea intenționată, gravă a integrității corporale și a sănătății. Dar ulterior am auzit acum că Aurel spune că el a fost și jefuit. Da. Deci au fost luați banii și
telefonul. Deci aici urmează deja urmărire penală să stabilească care a fost intenția și scopul acestor indivizi care au îndrat și au agresat persoana. Ei au venit cu scopul să sustragă careva bunuri de la Aurel, au venit cu reglări de conturi la Aurel și în dependență de aceste elemente deja va fi calificată și infracțiunea, fiindcă poate fi o tâlhărie. Dacă spuneți că ei în mod deschis au venit și au luat banii din pantaloni, au luat telefonul, în același timp el a fost agresat, i-au fost cauzate leziuni corporale grave. Deci se încadrează de la 5 până la 8 ani. Cum ai ajuns să zbănuiești concubina că ar fi pus la cale această bătaie? Pentru că neagă orice, orice mă întreb, neagă. Nu este adevărat, uite, nu știe nimica. Aurel, Aurel, eu te întreb câteva întrebări așa, poate să te ajute și pe tine și pe telespectatorii noștri și da, pe noi toți. Ultimele 3 luni din relația voastră, tu cum erai cu el și ea, cu ea, ea cum era cu tine? Ultimele 3 luni? Da, cum erați? Da, înainte, relația cum mergea? Nu prea mergea bine. Așa, și tu cât timp stăteai aici? Eu aici în Moldova stăteam, să zicem așa, 2-3 luni, da. Ce 4 lucrai? Luni. Lucrai ceva? Da, înainte lucram, mă ocupam cu construcții, în stroică lucram. I-am înțeles, da. Ai învățat și rusă. Da, bravo. Cât de puțin. Da. Tu ți-ai dat seama că concubina ta nu te vrea ultima perioadă? Bun, atunci dacă nu mă vrea ultima perioadă, dacă trebuie să spun. Seama, dacă ți-ai dat seama, nu? Da, plus mi-am dat puțin seama că ceva nu e în regulă. Așa, așa. De ce nu ai încercat să rezolvi problema? Din neajunsă și din problemele care erau, după cum ați văzut și situația în care suntem, poate mai erau certuri, poate mai erau neajunsuri și vă dați seama că ne certam mai mereu. Așa. Și consider... În ultimele luni. Da, vorbește ultimele 3 luni, până ultimele la 3 bătaie, luni. Da? Până la bătaie, dar da. Dar te rog, acum, care este relația voastră după bătaie? Eu am fost plecat în Italia, după cum v-am zis, am revenit acum o lună de zile, o lună și o săptămână, cred. Ai revenit? În Moldova. Ai revenit la ea sau la copii? La copii, dar și la ea. Vă dați seama că am venit la familie, nu? Deci totuși, tu speri totuși, chiar și după această bătaie și chiar cu această bănuială că ea ar fi organizat răfuiala cu tine, tu speri să vă oficializați relația, da, și să mergeți înainte? Chiar și așa? Da. Și pentru că o iubești? O iubești și pe ea, o iubești și copiii, vă dați seama. Și dacă, dacă aflați că într-adevăr ea a fost cumva implicată în atunci, o vei atunci putea ori ștergem tot cu buretele și începeți de la luăm zero? O casă și plecăm în altă parte și o să fim doar noi și copiii și o să ne vedem de doar de familia noastră și deci terminăm. Chiar și așa, tu ai fi așa gata să o ierti? Totuși, da, dar vreau totuși să dar mai întâi să afle adevărul. Te-ai întâlnit cu fostul tău concubin. Da. Care da a fost motivul? El a spus că da, eu am fost și m-a răzbunat pentru fată. Adică atunci tot te-ai jeluit la... Da, eu am insistat să o caute pe Dumnezeu, să fie anchetată. Ce motiv ai avut să-l părăsești pe bărbatul cu care ai 2 copii și o relație de 4 ani? A să vină să... Mă duc într-o pădure să mă violeze, să mă bat. Am vrut să fac ominești. Aurel Giușca este din Vaslui, România. Bărbatul de 41 de ani povestește că în 2018 era la muncă în Italia. Acolo a întâlnit-o pe Maria Tracevski, o moldoveancă din Durlești. O iubești pe ea, o iubești copiii, vă dați seama. Totuși, o umbră se așează peste acest tablou frumos. Aurel se plânge că trecutul Mariei nu-i lasă. Bărbatul povestește cum, într-o zi de iarnă, fostul concubin al femeiei, împreună cu câțiva amici, l-au bătut crunt și l-au jefuit. Dintr-o dată să mă lovească cu piciorul aici în față, acesta altul care era în partea dreaptă, cu pumnul. Și a salat-o cu piciorul. După aia a venit ăla din lângă ușă, care stătea lângă ușă, m-a tras jos și a început să mă lovească foarte tare cu pumnii, picioarele, în față, în coaste. Unde au apucat? Vorbi din asta... Că de ce bine, ai venit jurau în Republica Moldova, că să pleci în România, că să-ți vezi de treaba ta și să lași pe Maria în pace. Nici până astăzi Aurel zice că nu a înțeles pentru ce fostul iubit al Mariei a procedat așa cu el.
Totuși, bărbatul are o bănuială. Ea mai ținea legătura cu el pe ascuns. Ea are un copil cu dumnei lui. Unde era iubita lui când el era bătut fără milă? Și pentru ce femeia s-a întâlnit cu presupusul agresor chiar cu câteva ore înainte de incident? Va accepta oare Maria Tracevski, de dragul concubinului ei, să ajungă în fața expertului poligraf? Tu ai fi gata să o ierți? Totuși, da, dar vreau totuși să... Dar mai întâi să afle adevărul. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre Aurel Giușca din Vaslui, România. Bărbatul de 41 de ani spune că în 2018 s-a mutat cu traiul în Moldova de dragul iubitei sale, Maria Tracevski. Mai devreme, Aurel ne-a povestit că acum 3 luni, fostul concubin al Mariei, împreună cu niște amici, a venit acasă la ei, l-a bătut și l-a jefuit. Motivul atacului, Aurel zice că nu l-a aflat nici până astăzi. Totuși, bărbatul are o bănuială, și anume că iubita lui ar fi organizatoarea bătăii. Cum va răspunde Maria acestor acuzații? Va accepta ea oare să treacă testul la poligraf pentru a se afla adevărul? Aflăm în câteva momente. Totodată vom auzi de ce polițiștii au audiat-o și pe ea, chiar dacă nu a fost martoră la incident. Până atunci, să vedem ce ne-a povestit Aurel despre viața lor de familie. Aurel Giușca s-a născut la Vaslui și are 41 de ani. El își amintește că în 2018 era la muncă în Italia. Acolo a cunoscut-o pe Maria Tracevski din Durlești. Și pe un site de socializare am găsit-o pe concubina mea. După care am vorbit o perioadă îndelungată, 2-3 luni, împreună. Ne-am văzut, ne-am plăcut. Bărbatul zice că nici nu a observat cum s-a îndrăgostit de Maria, care este cu 18 ani mai tânără decât el. Am luat-o ca pe o joacă, dar vedeți că a devenit o familie normală și copii. Aurel povestește că nu a putut sta departe de Maria și că pentru ea s-a mutat cu traiul în Moldova. Acum ei locuiesc în casa părintească a femeii. În casa socrului. Da, ne primește, nu de-a lung, totul este normal, deși trebuie de plătit lumină, internet, gaz, comunale. Acum ei cresc împreună 3 copii. Cea mai mare, fetița de 6 ani, este fiica Mariei dintr-o relație anterioară. Aurel zice că s-a acomodat rapid în Republica Moldova. Bărbatul povestește că s-a angajat la un restaurant unde putea câștiga bani pentru întreținerea familiei. Lucram ca ahranic, cum se numește, paznic ceva, deci să nu fie scandaluri, bătăi. Aveam un salariu chiar normal, aproape 10.000 pe lună, plus bonuri, plus ce mai dădea de acolo, vă dați seama. Și aveam un program, dar foarte încărcat. Aurel spune că este un meșter iscusit. La Chișinău s-a ocupat și de construcția caselor. Înainte mă ocupam, am făcut școala de inginer constructor mai de mult timp, dar momentan n-am reușit să termin studiile necesare care era și mă ocupam cu construcții case, ridicare caselor. Totuși, acum, după tot ce s-a întâmplat, Aurel spune că își dorește să-și ia familia și să se mute cu traiul în România. Doar că, deocamdată, Maria nu vrea asta. Avem 2 case în România în care nu stă nimeni acolo. Dacă plecăm în România, trebuie să o luăm de la zero. Maria Tracevski, iubita lui Aurel, a venit în platoul nostru. Să vedem ce ne va spune ea despre conflictul dintre fostul și actualul ei concubin. Bună seara, Maria, bine ai venit! Cum tu ai aflat despre bătaia pe care a luat-o Aurel? În seara când el a fost bătut, pe la orele 10, a fost telefonat de sora mea, care mi-a spus că Aurel a fost bătut, internat la spital în terapie intensivă, și mi-a trimis pozele. El ți-a spus cine anume l-a bătut? Da, el mi-a spus că tata a recunoscut că a fost fostul meu concubin. Dar noi am aflat că în acea zi, cu doar câteva ore înainte de bătaie, tu te-ai întâlnit cu fostul tău concubin. Da. Care a fost motivul acestei întâlniri? A venit să-și ia fata la el pe 10 zile. Copilul vostru comun? Da. Așa. Aurel știa despre asta? Nu. De ce? Pentru că noi nu comunicam în acel moment. Când ai aflat despre ce i s-a întâmplat lui Aurel, tu ai încercat să vorbești cu, să discuți cu fostul tău concubin? Da, eu a doua zi l-am telefonat, i-am spus, uite, m-a sunat sora mea și mi-a spus ce s-a întâmplat. El a spus că da, eu am fost și m-a răzbunat pentru fată. Deci pentru că în trecut a avut comportament puțin neadecvat așa față de fată și el a fost răzbunat așa. Și tu l-ai crezut? Între ei. Și tu l-ai crezut? Că doar pentru fată?
Eu mă gândeam că da, așa mă gândesc. Că pentru fată. Alte motive nu avea pentru ce să se ducă să-l bată. Să... Da, întrebam mai devreme pe Aurel dacă nu cumva fostul tău concubin vrea să te întoarcă. Nu, nici într-un caz. El are altă familie, are alt copil. Nu, nu este motivul. Dar voi fata era în relație cu taic-ul, nu? Nu, noi n-am comunicat de când ne-am lăsat, deci ne-am despărțit, de atunci el n-am comunicat cu el, el nu și-a văzut fata, nu am ținut legătura. De unde a aflat că Aurel nu s-a comportat frumos cu fata? O singură dată m-au căutat și i-am spus că uite, nu prea se comportă bine. Adică atunci tot ești jeluit la... Da, o singură dată asta, în 5 ani. Bine, afară de singură dată asta, tu nu vorbeai cu el? Nu. Niciodată? Niciodată n-am vorbit cu el. Dar cum atât de ușor ai acceptat, uite, de data aceasta? Hai să ne întâlnim, să-i dau copilul pe care nu l-a văzut ani buni, din câte am înțeles. Am vrut să fac ominești, să-și vadă copilul, că nu l-a văzut atâția ani și nu l-a ajutat cu absolut nimic. Dar, zi-mi, te rog, le-ai spus colegilor mei că după bătaie ai fost chemată și tu la poliție ca să faci depoziții. Dacă lipseai de acasă, de ce te-au chemat? Să le dau declarații, cum, tot așa, cum am aflat, de ce am plecat și... Dar cum crezi, de ce te-au chemat la poliție? Ei, așa mi-au spus, să dau declarații. Dacă tu erai lipsă, de ce să dai declarații, nu? Pe socru, pe tatăl tău, înțeleg că a fost în casă, pe ceilalți mai înțeleg, un vecin, un nu știu ce... Tu nu erai acasă. De ce oare să te cheme să... Ce scuze? Aurel, aici vreau să te întreb pe tine. Tu le-ai zis polițiștilor despre bănuiala ta atunci când ai discutat cu ei? Da, eu am insistat să o caute pe dumneavoastră, să fie anchetată și să fie persoane celelalte să fie prinse și văzut care este sistemul și de ce s-a ajuns la treburile astea. Eu am insistat pentru că ea să o ancheteze. Maria, tu ce crezi ceva despre această bănuială a lui Aurel? Nu știu, el s-a gândit, poate că eu l-am pus la cale sau eu i-am spus duce. Așa și este. El și acum are această bănuială și de asta te întreb, tu ce crezi despre bănuiala lui? Cum să spun? De ce el te bănuiește că ai avea legătură cu această bătaie? Poate că am fugit de acasă și nu a luat legătură atâta timp și... Nu știu, cred că de asta. Hai să vedem ce ne-ai spus mai devreme. Atenție! În ziua când a fost bătut Aurel, noi am vorbit cu fostul la telefon. El a vrut să vii să-și vadă fata. Și a zis că să-i o dau pe un timp. O săptămână sau 10 zile să iei la el. Eu i-am spus vină și să o iei. Ne-am întâlnit unde eram eu atunci. A venit, am stat 5 minute de vorbă. S-a urcat în mașină cu fata și a plecat. Pe drum, după ce a plecat de la mine, a ischitit fata, deci a întrebat-o și cum. Și deci fata i-a spus că să mai ceartă, să mai astea și deci el a venit și deci pentru fată. Ce anume putea să-i spună fiica ta tatălui său despre Aurel ca să îl înfurieze atât de mult? A doua zi să vină să-l ia la pumn pe Aurel. El era mai sever cu ea. La ce te referi, mai sever? Comportamentul. Comportamentul, parte... da. Da, un pic. Bă, tu erai violent cu fata? Nu eram violent mereu, dar... Nu te întrebam de câte ori, te întrebam dacă erai sau nu. Da, uneori da, recunosc. Ce înseamnă pentru tine a fi violent cu copilul? O bătaie? Nu a fost bătaie, doar că țipam la ea să liniștească ceva de genul ăsta. Nu a fost bătaie sau altele. În ziua când s-a întâmplat bătaia, știm că erai plecată de acasă. Da. Unde te-ai dus? La și o prietenă. De ce? S-au acumulat toate certurile, toate momentele nu prea plăcute și am decis, într-o singură zi, am decis, am luat copii și am plecat. A fost ceva... Nu, în ziua când am plecat nu au fost certuri sau s-au acumulat cu timpul. Dar de ce anume în ziua aceea? Aveam oportunitatea. În ziua aceea era și nunta surorii. Nu în ziua aceea, peste două zi. Câteva zile au fost. Deci s-au acumulat și ai plecat. Da. Ai plecat pentru totdeauna? Ai luat această decizie? Când am plecat, da.
Asta era decizia mea, să plec, să nu mai iau legătura cu el, ca să-și dea seama că... Zi-mi, rog, ce motiv ai avut? Uite acum, sincer, dacă poți să ne spui, ce motiv ai avut să-l părăsești pe bărbatul cu care ai doi copii și o relație de 4 ani? Asta și-a fost motivul. S-au acumulat toate certurile. Ce anume toate... s-a acumulat? De ce vă certați? Care era motivul certurilor? În primul rând și despre fată era motivul, că nu e a lui și vă dați seama. Și plus neajunsuri, poate și eu cu ceva greșeam. Și el mai consuma și făcea puțin scandal. Știi, s-au acumulat toate și... Nu recunosc. Chiar înainte nu serveam. Doar o bere, două. Dar de când am venit în Moldova, chiar am început să servesc în traiurea. Nu știu, pur și simplu așa, fără sunteți nicio... Sunteți mai stresat aici? Sau poate atmosfera. Sau aveți atmosfera? Poate atmosfera, poate... Nu știu, de chiar nu-mi dau seama. Și am echipa noastră să a fost acasă, la Maria și Aurel. Haideți să vedem împreună cum trăiesc ei. Deci aici eu dorm cu soția și cu copilul cel mic și aici doarme un băiat. Fetița doarme cu bunelul. Acolo faceți? Aici facem focul la sobă, dincolo este o sobă care se încălzește. Păi nu primim ajutor social, primim doar ce primește pe un singur copil 600 de lei. Ce faci cu 600 de lei, sincer? Ți-ai luat două pâini și cam atâta, trei pâini și o sticlă de lapte. Foarte greu nu vine, vă dați seama. Spațiul este foarte mic, condiții nu sunt, apă nu este, trasă, gaz nu este. Cumpărăm și noi o butelie și ne folosim de dânsa. Pe cât timp ajungem? Ajunge o lună de zile, maxim 2 luni de zile. Cu mâncarea cât de cât binișor. Dacă nu lucrez, mai luăm pe datorie. Mă mai ajută sora, fratele, mai îmi trimite niște bani. Încoace unde, vă dați seama, o anexă în care să stăm aici în coridor și când este cald. Sunt condiții neadecvate pentru o familie, dar totuși nu vreau să-mi pierd familia, copiii. Aici este mașina de spălat care pe aici o alimentăm cu apă, vă dați seama. Și în partea asta locuiește un vecin care, după cum vedeți, mi-a dat astăzi apă. Vedeți? Și o ținem doar pentru spălat, pentru uz casnic, ce este nevoie. Că uite, nu ai nimic, nu ai condiție. Tu ai 41 de ani. Ai lucrat în Italia atâți ani. Ești constructor, ești inginer. Ai lucrat nu știu ce. Dar ce ai? Nimic. Păi, clar, că se înțelegem, da? Corect. Da. Păi de ce nu am nimica? Pentru că aici unde locuim nu este casa dumnei, este casa lui tatăl dumnei, după care nu sunt actele oficializate pe dumnealui că el a făcut schimb ceva bunei lui sau așa mai departe. Acolo. Eu nu am niciun act. Eu cum aș putea să mă apuc să construiesc ceva aici? Bine. Când după eu nu am nicio... Banii ai pentru măcar să construiești. Păi asta e că nu am nici bani. Bă, acum la momentul nu pot să lucrez. Eu asta întreb. Ce cu tine? Și atunci ce așteptări tu ai de la Maria? Maria, acum am înțeles că sunteți din nou împreună. Că ai revenit. Da. Și vreau să te întreb, s-a schimbat Aurel? Da, când... foarte tare. Foarte tare? Spre bine? Spre bine. Spre bine, da. Da? Și da. Vă mai dați o șansă? Da, așa am decis. Și de dragul copiilor. Cum te-a convins? Mi-a promis și acum deja și demonstrează că nu mai bea, nu mai strigă, nu mai sunt certuri. Deci încercăm să ne explicăm așa, să ne punem și ne explicăm, uite asta nu-mi place. El îmi spune, uite asta nu-mi place, nu-mi convine. Hai deci să prin facem. Discuții. Prin discuții, da. Ceea ce nu era până înainte, acum, da. Dar ceea ce așteptai tu, probabil. Da. Aurel, ne-ai spus, colegilor noștri, de fapt, că tu continui să te simți amenințat. Da, am primit. Și ți-e frică pentru Mi-e frică pentru tine. Binele meu, pentru binele copiilor și despre așa mai ce este departe. Vorba? Care e amenințarea? Amenințarea este că a să vină să mă duc într-o pădure, să mă violeze, să mă bată, să mă omoare, că tu la trecută nu te-am bătut destul de bine. Nu știu cine este, chiar nu-i cunosc. Este înregistrarea telefonică, chiar nu-i cunosc cine sunt persoanele respective. Nu recunoști vocea. Bă, nu e scurs. Tu ne-ai pus la dispoziție această înregistrare, da, hai să o auzim acum împreună. Aurel, dumneata ești? Da, tu cine ești? Eu
cetățean al Republicii Moldova. Vă ascult. Și Moldova, dumneata. Da. Sănătos, voios. Da, e problema, dumneata, cine ești, mă, e cu întrebări din astea? Așa vorbi prostiești care spui, dumneata, că posibil să nu ajungi la spital data viitoare, e că așa pot să vă spun. Da, cu ce ocazie, mă, mine să înțeleg sau cum? Da, eu m-am spus, dumneata, data viitoare poți să nu ajungi deloc la spital, înțelegi? Te rog frumos, termină cu amenințările, că nu mi-e frică. Da, eu nu terminez, doamne, iartă-mă, eu te preîntâmpi. A să-mi preîntâmpi poliția când a să stăie de vorbă cu tine. Da, bă, băi, te-ai jăluit în live că poliția nu te-a ajutat cu nică, că ești cetățean României, nu? Eu să fac probleme niciodată în viață, om bun, Dumnezeu. Băiete, ia, nu mă fă, eu să mă nervez, te rog frumos, că data viitoare și încărcat în bagajnic și dus la pădure. Dacă și scuz la tine, mă iert? Niciodată în viață. Niciodată în viață? Popa iartă, eu nu iert. Aia, atunci mă duc la biserică, spun o luminiță în sănătatea ta. Dar tu, Maria, poate pentru tine e... Nu cunosc. Mai clar. Nu? Da, dar din convorbire iese că Aurel cunoaște, știi cu cine vorbește. Fiindcă acolo apare... Pentru vorbele care le spui urâte, înseamnă că totuși... Ați mai avut cu aceeași persoană alte discuții, alte convorbiri? Am mai fost o singură dată telefonat tot de pe persoana respectivă, dar n-am reușit să fac înregistrarea. După aia mi-am dat seama prea târziu. Deci ați avut o discuție anterioară? Am mai fost încă o discuție anterioară. Și se referea la acea discuție? Exact. I-ai zis o vorbă mai dură, mai... Nu, i-am zis că dacă îl ține Horia, o să vină în față să stăm de vorbă. Doar singur, n-am nevoie de Și el ți-a amintit Și mi-a amintit ceea ce s-a întâmplat. Înseamnă că el a luat legătura cu persoanele respective, care, deși el știa totul ce s-a întâmplat cu mine. Aici este o legătură. Cine crezi că este această persoană? N-am idee, poate... Dar după număr de telefon ai dat la poliție, nu? Nu, te întreb doar de bănuiala ta. Uite, cine poate să te sune? Să fie din grupul lor ceva de genul. Nu știu, n-am idei. Să fi fost pus de fostul concubin al Mariei? Să te sune? Poate o fi fost chiar el. Nu știu. Cineva din grupul lor? Cineva din grupul lor și erau toți în grupul ăla și am vrut să vadă ce se întâmplă sau ce spun eu. Sau... un fel de amenințare că să plec, să... Păi știa dar că dumneavoastră ați fost, mă scuzați, știa că ați fost la spital, că e doar să se pomenește în convorbire că puteți și să nu ajungeți la spital. Înseamnă că vorbesc despre o altă eventuală bătaie, o amenințare că o să mai fiți bătut. Se subînțelege că ei cunosc despre cealaltă. Te lăsăm fără răsuflare, într-un fel, nu? Da, dar știu că a fost cândva la spital, dar de data aceasta poți să nu mai ajungi, cam așa sună. Și de aici riesă că sunt persoane din același cerc care ei cunosc istoria trecută. Bine, cum poate fi privită această discuție din punct de vedere al legii? Această discuție neapărat trebuie să fie pe la probe anexată în dosarul celălalt penal și poate servi ca o probă, este o amenințare și iarăși o să servească și o să schimbi complet, o să derulezi altfel deja direcția anchetei. Vă dați seama. Dar acum să revenim la bănuiala lui Aurel și la Maria. Maria, voi acum încercați să vă refaceți relația, sunteți așa cumva pe un start foarte bun. Ai zis că Aurel s-a schimbat, totuși el ne-a spus aici în platou că... are această bănuială că tu ai fi fost organizatoarea acelei bătăi și el a venit aici să afle adevărul, dacă a fost sau nu așa. Anticipând lucrurile, vreau să-ți spun că ne-a mărturisit aici că este gata să te ierte, chiar dacă află că tu ești organizatoarea. Sau a vorbit despre aceste. Și chiar își face planuri de viitor. Dar tu ai fi gata să treci testul la detectorul de minciuni ca să îi demonstrezi și lui Aurel că ești în afara bănuielilor și să se afle adevărul așa cum își dorește? Nu, pentru că eu și așa spun adevărul. Da, Maria,
Cum vi se pare? De ce Maria refuză să treacă testul la detectorul de minciuni? E clar că este frică de ceva. Nu vreau să fiu... Este frică deoarece știe că o să iasă la iveală mai multe. Nu chiar, eu cred că ea nu a organizat. Nu ea l-a trimis. Inițial, prin faptul că ea s-a jăluit, a povestit niște, a fost mai deschisă cu fostul, i-a povestit unele lucruri care se întâmplă la ea în familie, în familia actuală și, într-un fel, a fost o instigație la această infracțiune. Aurel, ai auzit răspunsul Mariei. Da. Ce ai de gând să faci mai departe? Uite, ea refuză. Ok. Trecem cu vederea și peste asta. Că o fi așa, că nu o fi așa. Mergem în continuare. Dar cum poți merge în continuare fără încredere? Foarte corect, uite. Eu asta, aici este problema. Mergem în continuare. Dar tu cum îți explici? De ce Maria refuză? Nu. Poate este frică, poate ceva, nu știu. Ea de obicei e cam timidă, așa, e cam... Se stresează și emoții și nu, posibil să... Nu, eu cred că la una din întrebări undeva să o să fie cedez, eșec, da. Și să nu interpretăm noi mai greșit decât a fost. Voi puteți să mergeți mai departe, așa cum zici tu, și să fiți fericiți? Aici nu știu ce pot să vă răspund în cazul ăsta. O să mai analizez pe parcurs și o să luăm o hotărâre. Uite, Aurel, Maria, noi putem simplifica varianta asta. Și eu cred că e cel mai bine. Pentru că ambii sunteți hotărâți să mergeți mai departe. Eu nu vreau acum să-mi spui mie aici sau ceilalți, dar, Maria, dacă tu mergi prin minciuni, fără să spui adevărul lui, părerea mea este că de aici vă dispărțiți și nu mai mergeți împreună. Pleacă tu acasă, stabilește cu copiii să vezi care este sistemul și ce este și du-te tu să vezi viața ta și treaba ta. Dar dacă vreți să mergeți, asta nu pentru noi, pentru sufletele voastre. Dacă te duci cu minciună, Maria, minciuna are picioarele foarte scurte, să știi. Astăzi, nu mâine, nu păi mâine, devii curajoasă, nu-i nimic, noi toți greșim, așa cum Aurel, ca un bărbat a venit aici să plânți și a recunoscut greșelile care are și a spus, uite, am greșit, am făcut. Acum, Maria, și tu dacă vrei să mergi în drumul acesta, părerea mea este că, în primul rând, distrugeți tot ce este vechi în mintea voastră și fii curajoasă și cinstită. Spui, Aurel, iartă-mă, poate eu am contribuit în mod indirect, nu indirect, nu am vrut, a fost scăpat de sub control, m-am emoționat, am vorbit, am spus, nu am spus că te bate, dar el s-a emoționat și s-a făcut de cap. Eu cred că asta e varianta cea mai ușoară pentru ambii. Și atunci puteți cu încredere 100% mergeți mai departe. Vreau să o uci pe Lilii. Da. Ce le recomanzi tu? Eu, în primul rând, îi recomand lui Aurel să-și angajeze un avocat și dacă am înțeles din emisiunea aceasta că aveți probleme materiale, eu pot să merg cu dumneavoastră la inspectoratul de poliție, îmi faceți un mandat și facem cunoștință cu cel puțin o să aflăm la ce etapă și ce se întâmplă cu dosarul de Aurel. Vreau să-l ajut să fac lumină acolo, în primul rând, în dosar. Aici încheiem liniște și pace vă doresc să-i aveți pe cei dragi mereu alături.